Mă referiți sau ce? Era vorba despre cameră de bord. A, știu, știu. Că am discutat niște chestii și am zis, acum ce faceți, mă băgați la pușcărie? Că am zis proba. Știți că mai glumim. Da, da, da. Păi... Când... Acum suntem la mâna... Domnului Mareș. Nu fac un problemă, că eu... Vă spuneți dacă vreți să ridicăm geamul. Lăsați-l. Am zis, după sauna de 90 de grade, atât este în sauna aia. Da. Umedă. Da. Fac duș cu apa rece. Înțelegeți? Da. Știți cum este? Fenomenal. Ați răcit vreodată în ultimul timp? Din cauza la duș niciodată. Am răcit din cauza, știți din ce cauza răcit? Sunt transpirați, consumați apa rece de la frigider, a stăpărul și urcât și la revedere. Da. Ok? Da. Eu făceam asta și... Da, făceați asta și răceați? Păi da, eu și dacă răcesc în gât, răcesc rău, cu temperatură, cu da. Înțeles. Problema este că nu acomodați corpul. Când intrați sub duș, folosiți apa caldă, rece, până la temperatura corpului. Și când mergeți la mare, niciodată să nu vă aruncați sau la strand. Luați apă în mână, climatizați organismul, aduceți organismul la temperatura apei și pornul săriți. De aceea faceți. Face infarct. Da. Au făcut infarct cu chestia asta sportiv de performanță care nota. Da. N-a ținut cont de regula asta. Să o fac pe viteni și la revedere. Da. Să ne oprim aici în parcul de aici. Oameni buni, vă spun o dată aici, că nu mai am energie, mă doare capul. Cred că am făcut insolație, că am stat în soare mult. Nu știu, dacă vreți să mai rămâneți voi, eu n-am nimic împotrivă, dar nu mai am energie, m-aș duce acasă. Domnul, știți, aveți dreptate, s-a fost problema așa, dar eu mă gândesc în felul următor, am dat o grămadă de bani să imprimăm astea pentru 1 iunie și nu le dăm copilor, dar nu e păcat, așa și de-aia am făcut efortul ăsta. V-am înțeles, de aceea nici nu când ați zis așa, v-am spus că o executăm și mergem. Haideți, dacă vreți, mai mergem și în parcul ăsta, repede și gata, haideți. Mergem, că... Deci mai avem 20 de bucăți. Mai sunt mai multe, mai am și eu. Stai stânga aici, nu? Aici, aici stânga. Da. Să mergem în parc. Da. La ce oameni vă referiți? La dumneavoastră, la consiliul local, la consilier, la... Și dacă îmi dă Dumnezeu să avem primar sau viceprimar. Vedem scorul electoral, că acum degeaba vorbim. Da. Știți ce mi-a spus în 2016 când am plecat de la jandarmă? Gnit? Că mă voi întoarce la ei și voi verifica la pregătirea fizică. Eu. Da. Din partea societății civile. Deci eu de atunci calculam treaba asta. Da. De aceea sunt membru acolo. Da, vă ascult, domnul Bumbă. Ați înțeles ce am spus? De aceea sunt membru fondator. Vrei să o bași pe aici, pe undeva? Da, da, stai. Uite, pe dreapta aici are loc. Pe stânga, unde e ce mai e. Ia să vedem aici. Are ceva.
Nu are nimic.